bine v-am regăsit la podcastul Ploieștiul nostru. Numele meu este Alesia Marin și astăzi ne aflăm într-o zi extrem de importantă pentru noi toți. Pentru că astăzi, exact în ziua în care filmăm, s-a semnat acordul pentru Capitala Tineretului 2024, titlul pe care știți cu toții că l-am câștigat anul trecut. Orașul nostru, Ploiești, a fost desemnat Capitala Tineretului 2024. Așadar, îi am astăzi alături de mine pe Nicoleta Deliu și pe Tudor Ogner, cărora le urez bun venit în emisiune. Mulțumim de invitație, în primul rând. Bună! Ce faceți? Cum sunteți? Eu foarte bine. Prima oară la Ploiești, așa, mai mult decât în trecere, deci foarte bine. Mă bucur. Adevărat că și eu sunt foarte recunoscătoare că apuc să descoper Ploiești. Știi, eu vin din București, asta mi-a fac 20 de minute, 25 de minute faci pe autostradă, doar că pur și simplu nu ai ocazie și acum mă bucur foarte tare că avem ocazia asta să cunoaștem un pic mai bine, să aducem cât mai mulți oameni să vadă orașul și să înțeleagă de fapt despre ce este spiritul Ploieștiului. Super! Știu că ați apucat să faceți un scurt tur așa al orașului. Cum vi se pare? Ați văzut niște muzee, niște zone comerciale, parcuri, ce prima impresie aveți despre... Mie mi-a plăcut foarte mult Palatul Culturii aici, chiar mi se pare o zonă în care se pot întâmpla multe lucruri faine. Și chiar am asistat la un eveniment cu armata pentru tineri. Și chiar cred că e un lucru important ca tinerii să afle cât mai multe despre armata română, mai ales în contextul geopolitic actual. Fix la Palatul Culturii era, deci au fost la fix. Da, este cumva o zonă centrală în Ploiești, în orașul nostru. Evenimentele cele mai importante se desfășoară în acea zonă, în decursul centrului cumva. Și tu, Nicoleta, ce... Eu n-am apucat să ajung la eveniment, că eu mă plimbam să caut un loc de parcare cu din asta de încărcat mașina electrică, dar mi-a plăcut foarte mult orașul, adică este, o să sune foarte așa, dar este foarte curat și foarte luminos și îți dă o senzație foarte bună. Cât am mers un pic pe jos prin centru, da, îți dă o energie bună și cred că asta e cel mai important lucru la un oraș, de fapt. Sunt de acord, chiar da. Și modul în care te faci cumva să te simți ca acasă, să simți că uite, de aici ești, acesta este locul unde trăiești, unde locuiești, aici ai prieteni. Acum aș vrea să vă prezentați fiecare dintre voi. Nicoleta, tu știu că ești director de comunicare al Băncii Comerciale Române, iar tu, Tudor, ești președintele Federației Tinerilor din Cluj. Și aș vrea să-mi ziceți fiecare cu ce vă ocupați în cadrul acestor instituții. Eu la BCR mă ocup practic cu tot ce înseamnă relația băncii cu public, cu oamenii din exterior, care vorbesc, mai puțin cu clienții. Eu nu fac relații cu clienții direct, dar fac tot ce înseamnă conexiunea băncii cu comunitatea în care și comunitățile de fapt în care își desfășoară activitatea. Așa foarte pe scurt, cam ăsta este rolul meu și sunt și purtător de cuvânt. Mă înțeles? Eu am la Cluj, am condus și mai sunt implicat în continuare în dezvoltarea de proiecte, programe și activități pentru tineri. Acum, background-ul meu vine mai ales din anul 2015, când am fost parte a echipei de management a proiectului Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului. Dar rolul meu sau prezența mea aici se datorează mai mult implicării mele în programul de guvernanță al Programului Național Capitala Tineretului în România, unde mă ocup de lucrurile executive, de organizarea activităților, cadru, inclusiv a evenimentului de semnare de azi, de exemplu, și altor evenimente generale pe care le organizăm împreună cu echipele locale. Înțeles. Și ce tip de proiecte mai exact organizați în cadrul acestor instituții? În Cluj? Da. Păi, cum îi spune și numele, Federația Tinerilor în Cluj dezvoltă proiecte și programe pentru tineri, nu știu, de la festivalul, la cursuri, la studii. Lucrăm, de exemplu, în prezent pe niște studii pe sănătate emoțională în rândul tinerilor. Foarte interesant. Tot felul de activități, co-management cu autoritățile publice locale și în parteneriat cu mediul privat pentru a dezvolta comunitatea și orașele, orașul nostru în speță prin tineri și împreună cu tinerii. Înțeles. Nicoleta, voiam să te întreb pe tine. Știu că în cadrul BCR-ului organizați tot felul de evenimente pentru tineret și susțineți acest demers. Cum anume contribuiți și în ce tip de activități vă implicați exact?
Avem mai multe proiecte pentru tineri. Cel mai important este acesta, este Capitala Tineretului din România, pentru că ne-am dorit foarte tare ca tinerii să înceapă să aibă o voce mai importantă în România, să începem să ne gândim un pic mai mult la ce trebuie să construim în așa fel încât tinerii să-și dorească să rămână în orașele lor, să-și dorească să-și construiască o viață acolo. Și știm că pentru un tânăr, ca să poată să aibă o viață bună într-un oraș, are nevoie de mai multe lucruri, are nevoie de un job bun, are nevoie de o casă bună și are nevoie de o modalitate de a-și petrece timpul. Toate lucrurile astea se pot întâmpla numai atunci când toată comunitatea practic vine împreună și începe să rezolve câte una din problemele respective. Și asta ne-am dorit să facem Capitala Tineretului din România. După care noi avem foarte multe programe educaționale, în special educație financiară. În programele noastre de educație financiară au trecut până acum aproape o jumătate de milion de tineri din România. Efectiv, într-o lecție de ce înseamnă relația cu banii. Câți bani ai, câți bani cheltui și cum ar trebui să începi să economisești ca să poți să faci lucruri un pic mai mari cu viața ta în viitor. Pentru că asta este o problemă foarte mare. Mai avem și programe de educație digitală, de educație de mediu, în fine, mai multe lucruri. Dar zona asta de educație financiară este cea mai importantă și partea asta Capitala Tineretului, pentru că este foarte important să aducem tinerii să aibă o voce și reprezentare în mediul, în spațiu public, acolo de altfel unde se iau deciziile cele mai mari, pentru ca viața lor să devină un pic mai bună în România. Foarte interesant. Îmi place foarte mult inițiativa aceasta. Încercați să aduceți tineri cumva și să îi faceți să se simtă acasă în locul unde s-au născut, astfel încât să nu mai plece în afară, să rămână la noi în țară. Voiam să te întreb, ce înseamnă pentru tine o investiție bună, fiind reprezentantul cumva al Băncii Naționale Române? Nu cred că înțeleg foarte bine întrebarea. Investiție bună este o investiție care ne ajută să ținem, dacă mă întreb la nivel de comunitate, este o investiție care ne ajută să ținem tineri acasă și care din nou se uită la viața tinerilor din toate aspectele. Pentru că uite, ce se întâmplă în ultimul timp, cred că zona asta de distracție, hai să-i spunem așa, la modul de petrecerea timpului liber. De divertisment. De divertisment, așa, da, bine, ok. De petrecerea timpului liber în general, cred că a început să fie din ce în ce mai bine reprezentat. Adică avem cafenele, restaurante, parcuri, până și cinematografe, adică și locuri culturale care arată destul de bine, se întâmplă. Festivaluri. Au început să apară foarte multe festivaluri. Adică pe partea asta cred că începem să avem o ofertă suficient de bună pentru tineri. Doar acum trebuie să începem să lucrăm la lucrurile, la lucrurile celelalte, care sunt alea de fapt mult mai grele. O casă bună și un job bun. Cele care se leagă cumva de dezvoltarea tinerilor, astfel încât să-i pregătim pentru un viitor job. Da, și ok, și zona asta educațională, evident, dar aici cred că lucrurile nu diferă neapărat foarte mult. Cred că tinerii migrează către orașe mari sau migrează către state, către orașe din alte țări. Ok, calitatea actului educațional probabil că în unele locuri este mai bun, doar că ei nu se mai întorc. Și ei nu se mai întorc nu pentru că, nu știu, nu au un loc unde să iasă cu prieteni sau cu familia. Ei nu se mai întorc pentru că nu au un job bun și nu au o casă bună. Ceea ce asta este foarte important. Și asta sunt, adică cred că astea sunt cele două aspecte la care cred că comunitatea de business și cu mediul și cu autoritățile publice ar trebui să înceapă să stea un pic mai mult la masă și să găsească soluții prin care să poată să ofere tinerilor acces la o viață mai bună, exact oferindu-le aceste lucruri. Sunt de acord și îmi place foarte mult inițiativa aceasta, modul în care încercați să-i aduceți exact înapoi acasă. Acum haideți să vorbim despre Ploiești Capitala Tineretului, pentru că, așa cum am zis chiar astăzi, în ziua în care filmăm, s-a semnat acest acord. Ce presupune mai exact? Ce ne-am asumat în momentul în care am semnat acel demers? O să explic eu un pic. Conceptul de Capitala Tineretului din România înseamnă o competiție, până la urmă, de idei și de viziuni pe care orașele din România le depun periodic. Asta înseamnă că mai multe orașe din România anual își depun o candidatură de concepte. Un juriu independent hotărăște care dintre conceptele orașelor este mai potrivit sau este mai bun sau are mai multe șanse de a fi implementat. Sunt mai mulți indicatori pe care acest juriu independent, ce spun independent, că noi, în guvernanța programului, nu facem parte din juriu. Noi nu luăm decizii, noi doar stabilim contextul, cadrul, terenul de joc, cum ne place să spunem. Din juriu fac parte reprezentanții ai autorităților publice, locale, centrale,
experți în urbanism, experți din zona itinerant, tineri, reprezentanții companiilor, la mediul de afaceri, care hotărăsc până la urmă cine câștigă, apoi urmând să implementeze ceea ce orașul și-a asumat. Deci prin semnarea acestui acord, ce înseamnă tehnic, că începând cu 1 ianuarie 2024, Ploieștiul primește titlul de capitală tineretului în România și implementează ceea ce și-a asumat prin dosarul de candidatură, activitățile, proiectele, programele și așa mai departe, în funcție de ceea ce a fost asumat acolo. Și ce tip de implicare aveți fiecare? Tu în cadrul Federației din Cluj pentru tineri, respectiv în cadrul BCR-ului, cum anume contribuiți la Capitala Tineretului 2024, care este Ploiești de această dată? Păi, acum, rolul nostru în general ca echipă, când noi suntem Capitala Tineretului din România, este gestionată de așa numită guvernanță, care e formată din 4 entități. Este Banca Comercială Română, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Consiliul Tineretului din România. Împreună formăm echipa de guvernanță, echipa de management a programului național, care noi organizăm competiția. Pe de o parte asigurăm acest cadru de desfășurare și pe de altă parte suntem în fiecare oraș în care se întâmplă Capitala Tineretului din România, suntem acolo să ajutăm cu implementarea și cu desfășurarea programului. Atât în ceea ce privește un sprijin financiar, un premiu pe care îl primește fiecare oraș câștigător, dar mai ales cu knowledge și cu consultanță în ceea ce înseamnă implementarea efectivă a proiectelor și programelor din cadrul programului de capital. Acum fiecare dintre noi pe ce cunoaște mai bine. Nico poate să vă spună cu ce contribuie de obicei, pot să vă spun și eu cu ce... Eu, de exemplu, mă ocup mai ales de lucrurile tehnice, nu știu, cum se scrie o cerere de finanțare, cum se organizează un eveniment, de exemplu, cum, nu știu, lucrăm pe zona de policy, cum putem face diverse activități de imaginare a viitorului și lucruri de genul. Practic, de ce este nevoie? Adică, tot timpul de ce a fost nevoie, am fost acolo să sprijinim. Și în cazul tău, Nicoleta? La noi, odată este partea asta de suport instituțional din partea băncii, care, în fine, care asigură finanțarea, care asigură premiu, după care este... Băncile, în general, și sunt facilitatori de resurse. Cam asta este rolul nostru în societate. Exact asta facem și în... și în capitală. Încercăm să aducem la masă, exact ce spuneam mai devreme, diferitele părți ale comunității care, dacă lucrează împreună, pot să facă lucruri pentru tinerii din orașul respectiv. Aducem la masă, nu știu, încercăm să aducem comunitatea de business și să vedem ce putem să facem împreună ca tinerii să aibă o viață mai bună în oraș. Un lucru în care mai cred foarte mult este zona asta de inspirație, un pic pentru tineri, pentru că am văzut și în evenimentul de astăzi pe care l-am avut, tinerii încă au o reținere, știți, au o reținere să se exprime, au o reținere, cred, să... Îmi vine să spun, au o reținere să viseze mare, dar nu cred că au, adică ei cred că visează mare, dar pur și simplu nu au curaj să exprime și să înceapă să facă lucrurile alea. Și atunci cred că trebuie să dăm un pic, adică îmi doresc să fac și pe partea asta de inspirație, un pic, știți, un pic de curaj. Să înțelegi că exact la vârsta asta, când ești tânăr, ai cea mai multă energie și ai cea mai multă nebunie să faci lucrurile foarte mari să se întâmple. Adică cumva visurile lor există acolo, știu exact ceea ce vor să facă, ceea ce își doresc, dar le lipsește acea inițiativă, acea împingere cumva, astfel încât să poată să acceadă la zona pe care și-o dorește fiecare. Exact, un pic de curaj, adică este efectiv un pic de curaj. Știi că am auzit astăzi în sală niște idei de proiecte mari, adică niște idei importante pentru schimbarea comunității și poate chiar a feței orașului și tot. Dar este ok, văd asta, văd că e nevoia asta, dar n-am curaj să cred că eu pot să fac asta, știi? Și mi-aș dori foarte mult ca tinerii să înțeleagă, da, voi puteți să faceți asta. Că până la urmă fiecare are o voce și trebuie, evident, să o facem atât auzită cât și ascultată.
o voce, două mâini, un cap, adică lucruri care au gură, știi, putem să punem foarte multe lucruri în mișcare, doar cu energia. Un om sfințește locul, eu asta cred întotdeauna. Și un om care este determinat să facă ceva, va reuși să facă chestia. De acord, de acord. Uite, știu că și sloganul vostru, sloganul BCR, este investim în viitor. Tocmai de aceea mă gândesc că și această inițiativă către tineri, cumva, pentru că ei reprezintă viitorul. Nu este mai degrabă cu o Românie inteligentă financiar, care este tot un fel de inițiativă și este tot o gândire, o gândire la viitor, tocmai pentru viață, pentru viață mai bună. Da. Înțeles. Știu că amândoi ați fost implicați în 2015 când a fost Cluj desemnat capitala europeană a tineretului și aș vrea să-mi spuneți cum a fost acea experiență pentru voi? Cum v-a schimbat? Cum v-a influențat? Cu siguranță pe mine m-a schimbat că de azi sunt astăzi aici după câți ani au trecut? 2008 ani. Nu ai făcut mate fizică. Da, am făcut mate info, nici nu mai... Nu-mi dau seama, mi se pare că tot timpul că au fost ieri, 2015, eu am fost implicat în echipa de management a programului în general. Cred că a fost una dintre cele mai mari provocări pe care le-am avut până acum, adică a fost o activitate de 365 de zile cu peste 3.000 de activități. Deci, practic, un an de zile, de luni până duminică, mergeam la birou sau unde aveam activități și ne implicam. Oricum, cred că am învățat, de acolo am învățat foarte multe lucruri, atât pe partea de management, cât și a lucra cu instituții publice, partea de legislație. A fost o experiență pe care o recomand oricărui tânăr să se implice în genul ăsta de programe. E o experiență unică de unde poți să vezi foarte multe lucruri pe de o parte. Pe de altă parte, îți creezi un network, îți creezi niște relații, te întâlnești cu oameni care gândesc ca tine, te întâlnești cu oameni care au aceleași interese până la urmă, cărora le pasă de orașul lor, care le pasă de societate și care vor să investească în comunitate și în România. Și e plăcut. Și oamenii cu care am lucrat în 2015, astăzi sunt implicați în tot felul de, unii dintre ei în mediul de afaceri, alții în, nu știu, în industria de evenimente mari, alții chiar în zona administrației publice, atât la Bruxelles, cât și în București. Deci a fost o zonă de networking foarte importantă pentru noi și totodată reprezintă inclusiv modelul capitalei tineretului în România. Deci este o inspirație pentru celelalte orașe și cu drag de fiecare când ajung într-un oraș care va purta titlul sau poartă titlul la capitala tineretului în România, mă gândesc cu drag și mi-au cam cu drag de anul 2015 și în același timp și de acolo au pornit o serie de proiecte, activități și politici care încă și acum se întâmplă în Cluj. Deci a fost o experiență despre care aș putea probabil să scriu o carte la un moment dat, când o să am timp. Mă bucur să aud asta și sunt sigură că toate cele conexiuni pe care le-ați creat în acea perioadă, în anul 2015 și în anii care urmează, pentru că un astfel de proiect nu se întâmplă doar pe parcursul unui an, are o continuitate. Așa este și încă un lucru important, că vorbeam de network, de acolo a plecat și parteneriatul nostru cu BCR. BCR a fost banca oficială a Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului. Și acolo am lucrat prima oară împreună și de acolo am construit mai departe, vă poate zice și Nico, eventual de experiența cu Clujul în 2015. Că... Pentru tine cum a fost toată această experiență? Eu cred că am fost implicată un pic mai puțin. Cred că în perioada aia, în fine, știu sigur că am fost la prima conferință de presă pe care am făcut-o la primăria la Cluj-Napoca. Țin minte atunci că, în fine, era un eveniment foarte important pentru noi și trebuiau să vină, în fine, CEO-ul băncii, VP-ul, adică primii doi oameni din bancă, adică chiar era un eveniment foarte important pentru noi și, în mod evident, fiind, cred că era ianuarie-februarie, era început, așa, era ceață pe aeroportul din Cluj și nu au putut să aterizeze în dimineața respectivă și au întârziat la conferința de presă și atunci a fost așa un mic moment din ăsta de panică.
Dar cumva cred că n-a rămas asta în amintire. În rest, știu că au fost atunci foarte multe evenimente. Știu că pur și simplu nu mai făceam față cu toate evenimentele care se întâmplau în Cluj. Dar cea, pentru mine ce a fost important, într-adevăr, faptul că i-am cunoscut pe Tudor și pe Andra și am început de acolo discuția despre hai să facem chestia asta să fie recurentă în România, pentru că orașele din România au nevoie și, de fapt, România are nevoie de o discuție despre tineri și asta este o idee foarte bună. Și știu că ne-am învârtit așa, cred că tot 2015-2016 ne-am tot gândit cum să facem, de unde să începem. Și după ne-am dus la Timișoara și am discutat cu cei din Timișoara pentru că am zis ok, până prima oară când să începem, hai să mergem să alegem noi un oraș, să vedem dacă funcționează un pilot ca mai departe să dăm drumul la competiție. Discuțiile cu ei au fost interesante, au fost bune, dar bineînțeles știi cum este, ok, dar despre ce e vorba, dar ce trebuie să facem? Păi nu știm, că încercăm să construim de la zero practic un proiect care să aibă sens. Păi bine, da. Și totuși ce trebuie să facem? Știi, exact. Eram exact hai, așa. Exact, cred că am avut 5 întâlniri cu cei din Timișoara și tot. Și după fiecare întâlnire cu ei ne mai întâlneam noi odată, ok, hai să vedem ce mai avem nevoie de fapt, ce trebuie să le facem. Dar de atunci, în fine, după ce am dat drumul și după ediția din Timișoara și toate celelalte ediții, care lucrurile au funcționat foarte bine și au rămas în urmă, au rămas foarte multe, foarte multe lucruri. A rămas câte o federație a tinerilor în fiecare oraș, care mai departe duce ideea de proiecte pentru tineri și încearcă să facă. Nu ne-a ieșit de fiecare dată, adică nu fiecare comunitate este la fel de implicată, nu fiecare comunitate are energia să ducă programele și în afara programului mare de capitală a tineretului, dar numai simplu fapt că am început aceste discuții, cred că sunt un foarte mare pas înainte. Iar ce am văzut astăzi în Ploiești, sunt absolut convinsă că, nu știu, echipa de aici, comunitatea de aici e absolut grozavă, face extraordinar de multe lucruri și fără să aibă umbrela de capitale tineretului din România, dar sunt convinsă că în momentul în care o să aveți acest titlu, o să audă toată România de Ploiești. Ce cred că e important e că de multe ori avem nevoie de pretexte. Da. Adică oamenii care se întâlnească, să lucreze împreună, au pur și simplu nevoie de un loc, un spațiu, o umbrelă. Nu contează care e. Și capitalul în România poate să fie această umbrelă. Și ce cred că e important și a fost și în 2015 și în fiecare ediție de capitale este knowledge-ul și competențele pe care echipa și de creare sunt unice și sunt greu de măsurat. Dacă ne uităm la toți oamenii, eu cred că sute deja de oameni care în anii ăștia au fost implicați într-o formă sau alta, în ediții locale, în echipa națională, și ne uităm la traseul lor sau ceea ce reprezentați în comunitățile lor, cred că sunt lucruri benefice și unice. Acolo e, cred că cea mai mare valoare e knowledge-ul, e inovația, e gândirea, e educația care o... De acord. Și uite, chiar zicea Nicoleta mai devreme, chiar dacă în unele orașe nu ați reușit să dezvoltați chiar așa cum vă doreați, cum vă așteptați, este foarte important modul în care ați încercat totuși să mișcați cumva tinerii, să-i faceți să viseze mai mult, să aibă o viziune mai largă asupra lumii și totodată să îi împingeți cumva de la spate, să se adune, exact cum ziceai și tu, Tudor, să se adune undeva, astfel încât să poată să-și gândească ideile, să le pună cap la cap. Fiecare să zică, uite, eu sunt bun la asta, eu pot să contribui cu asta. Celălalt să zică, ok, eu vin cu tema lui de interes, cu modul în care vrea el să contribuie. Și acum aș vrea să vă întreb pe fiecare, ce credeți că s-a făcut foarte bine în Cluj în 2015, astfel încât să putem învăța și noi? Da. Eu, înainte să zic ce s-a făcut foarte bine în Cluj, vreau să mai zic un lucru care l-am văzut foarte mișto deja că se întâmplă în Ploiești și cred că e un lucru foarte important, e că deja aveți un spațiu fizic de întâlnire care e foarte important, da, e vorba de Casa Tineretului și e și de apreciat, cred că e un orașul din România care are un centru administrat privat, făcut din fonduri private, care este un lucru mega important și mega mișto și felicitări echipei care se ocupă de Casa Tineretului. Chiar acum venim de acolo și să ai un spațiu fizic de întâlnire e un lucru foarte important în tot ecosistemul ăsta de a crea și a gândi. Lumea trebuie să se identifice și cu un spațiu. Acum revenim la
ce a fost bine în, în 2015 e... Trei mari evenimente care ți-au rămas cumva în minte. Acum, nu neapărat evenimentele sunt, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru. Ca să, bine, pot să spun trei evenimente de acolo asta, dar ce e important e de, să ne imaginăm cum arăta România sau domeniul tineret înaintea la 2015 și înaintea, de fapt, la 2012, în momentul în care Cluj-Napoca a câștigat titlul de capitală europeană a tineretului, că nu se prea discuta la nivel public despre tineri în general și lucrul ăsta cred că a fost o schimbare prin, pe care am reușit să o aducem și evident am reușit să o aducem prin anumite activități Cârlig, cu siguranță toată lumea a auzit de Festivalul Antol, care a fost unul dintre proiectele centrale ale titlului din, din 2015. De asemenea și Come On, bugetarea participativă e tineret. A fost prima oară când în spațiul public din România s-a discutat despre bugetare participativă la nivel digital. A fost pentru tineri, dar de acolo a plecat mai departe povestea care și astăzi se întâmplă în multe orașe cu bugetarea participativă, ce a fost un instrument adus pentru prima oară în fața publicului din România. Și al treilea lucru important pentru mine este faptul că am reușit să construim o rețea de organizații de tineret care astăzi poartă numele Federația Tinerilor în Cluj, unde sunt 40 de membri, organizațiile elevilor, studenților și tinerilor în general, care au un scop comun și lucrează împreună și formează un networking. Fac schimb de resurse, fac schimb de informații. Deci astea sunt probabil top 3 lucruri care cred că a rămas Clujul. Uite, chiar vreau să te întreb despre federație. Știu că ai deschis-o chiar tu la un an după terminarea titlului de Cluj, Capitala Europeană a Tineretului. Și voiam să spun întrebarea, de unde această dorință de schimbare, de inovație pot să o numesc? Păi, tocmai că am, fiind conștient, nu doar eu, împreună cu 26 de organizații și încă 6 colegi am fost, practic, inițiatorii, fiind conștienți de potențialul unei astfel de rețele, ne-am dorit foarte mult ca, după finalizarea programului de capitale european tineretului, să avem în continuare o structură care să-și asume fix acest lucru de a implementa proiecte și, și programe pentru tineri, cumva o continuare a programului. Era oricum unul dintre lucrurile pe care ne le doream să se întâmple ca moștenirea programului de capitale. Eu am fost potrivit la locul potrivit, atât nu am inovat eu neapărat, ci ne-am uitat la modele. Și ne uităm de multe ori la modele și vă încurajez pe toți să vă uitați la modele. Ne putem uita la modele din Europa, ne putem uita la modele din alte orașe, evident, adaptând la specificul nostru local, dar putem să ne uităm, trebuie să inventăm tot timpul apa caldă sau gaură de la covrig, ne putem uita ce funcționează bine și să aplicăm la nivel local. De acord, pentru că este foarte important să avem cumva un cel, să știm unde vrem să ajungem. Chiar dacă o luăm cu încetul, cu baby steps, cum se numesc ei în termenii în rândul tinerilor, este foarte important să știm exact țelul final, unde vrem să țintim să ajungem. Voiam să te întreb și pe tine, din punctul tău de vedere, în 2015, ce s-a făcut foarte bine în Cluj? Cred că a fost fix partea asta, să aduci împreună, și cred că asta este chiar un model care după aia a crescut foarte mult în Cluj, să aduci împreună mediul privat, autoritățile, ONG-urile și zona academică să construiești ceva pentru comunitatea locală. Asta este un model care, deși pare foarte simplu, spui, ok, ce-i mare lucru să aduci 5 actori sociali să stea la masă? Ei bine, sunt foarte puține modele în care zona asta chiar funcționează. Și ce mi se pare foarte tare este că în Cluj încă, adică au rămas niște structuri care mai departe au dus exact genul ăsta de colaborare pe mai departe și acum au reușit să facă acolo un centru de inovație și de educație pentru studenți la un nivel la care eu nu m-am mai văzut în România, adică o zonă din asta de testare practică cu tehnologie de ultimă generație, care au reușit să atragă foarte multe milioane de euro din finanțări publice, în așa fel încât să poată să creeze exact centre de excelență pentru tinerii din comunitate. Ceea ce mi se pare absolut extraordinar și e un model pe care aș vrea să-l văd la toată lumea. Și pe lângă crearea efectivă a unor spații de genul ăsta și chiar cred că... Cum se cheamă, Tudor, centrul ăla care... CREIC, Cluj Innovation Park.
pe lângă acolo unde centrul ăsta este dotat practic cu toată tehnologia modernă, de la senzori la superaparate de filmare și producție video, în care studenții pot să meargă și să testeze efectiv, adică să vadă exact ce înseamnă să te joci și ce înseamnă să construiești cu genul ăsta de tehnologie, până la proiecte de dezvoltare a antreprenoriatului, în care la fel vin împreună toate părțile comunității și susțin tinerii să creeze business-uri într-un program foarte bine, foarte coerent, la fel. Adică de obicei când faci programe de antreprenoriat pentru tineri, ori te uiți la educație, ori te uiți la un fel de finanțare și sunt așa, în pași foarte mici. Acolo, tocmai pentru că au venit la masă toate părțile astea unii care au bani, alții care înțeleg foarte bine zona educațională, alții care înțeleg foarte bine ce înseamnă să faci mentorat pe termen lung, alții care își asumă un anumit tip de investiție în așa fel încât să poți să și greșești înainte. Cumva, fiecare a contribuit pe zona, exact. Unde se duce pe cel mai bine. Sunt niște programe de dezvoltare a antreprenoriatului în rândul tinerilor care la fel cred că sunt modele care ar trebui implementate în toată țara. Dar din nou, ele funcționează numai dacă vine toată lumea împreună. Altfel, dacă vine doar mediul privat, s-ar putea să aibă banii, dar nu o să aibă timpul. Dacă vine doar autoritatea publică, s-ar putea să aibă foarte multe limitări din alte părți. Dacă îți vine doar zona de academică sau zona de ONG-uri, s-ar putea să nu aibă banii necesari să facă toate lucrurile astea și de asta. Asta este un model extraordinar care s-a întâmplat în Cluj de atunci și la care cred că trebuie să ne uităm și să-l implementăm în toată țara. Dar până la urmă este vorba de echipă, de modul în care fiecare contribuie. Lucru împreună. Exact. De lucru împreună, da. Lucru împreună, este esențial. Și de a lăsa orgoliul la o parte. Că de fapt, fiecare, da, exact. Da. Aspect foarte important. Să poți să fii de acord că cealaltă persoană e dreptate. Uh-huh. Dacă nu e de acord cu ceea ce crezi tu sau spui tu. Pentru că la finalul zilei, țelul fiecăruia este ca proiectul final să meargă să funcționeze și schimbarea să vină în orașul respectiv. Astfel încât să se poată impacta un număr cât mai mare de locuitori, de tineri. Și am mai înțeles un lucru foarte important atunci, care îl aplicăm și astăzi în Capital Network în România, este faptul că knowledge-ul și dezvoltarea trebuie să fie la nivel local. Adică nu trebuie să importăm echipe de oameni sau proiecte din alte țări sau din alte orașe care se întâmplă sezonier în orașul nostru și trebuie să investim chiar dacă greșim la început, chiar dacă avem eșecuri, chiar dacă avem proiecte pe care nu ies prima oară, chiar dacă, nu știu, se pierd bani, trebuie să investim în tinerii din comunitatea respectivă ca ei apoi să genereze mai departe. Și este o investiție pe termen mediu și lung, dar e o investiție, nu e o cheltuială. Și rezultatele o să vadă mai încolo. Dar asta vreau să subliniez. În Capital Network în România, echipele de tineri împreună cu autorități locale, cu mediul de afaceri din orașul respectiv creează. Ei vin cu proiectele, ei vin cu tot ce se întâmplă. Noi le oferim doar suportul, nu venim noi să organizăm nici festivaluri, nici conferințe, nici alte lucruri. Da, chiar întrebam mai devreme ce înseamnă o investiție bună. Am întrebat-o pe Nicoleta și am aflat răspunsul. Deci investiția bună este să vedem cumva pe termen lung, astfel încât să putem să investim în lucrurile care chiar ne vor aduce valoare la momentul respectiv, în cazul nostru în tineri. Astfel încât ei să se întoarcă în orașul natal, astfel încât să poată să contribuie mai departe la dezvoltarea lui. Și aș vrea să vă întreb acum, ce credeți că nu s-a făcut bine în Cluj sau ce ați fi vrut să schimbați sau să faceți și mai bine să implementați, pentru că am vorbit până acum de ceea ce s-a făcut foarte bine. Și am vrea cumva să învățăm din greșelile pe care... Putem face o listă cu vreo 100 de puncte cu ce se putea face mai bine, că doar dacă... Uitându-ne cu mintea de acum la trecut, cu siguranță multe lucruri se pot face mai bine. Bine, și cred că putem să vorbim de fapt de toate orașele care au fost capitala tineretului din România, că de fapt de acolo și de acolo am luat foarte multe învățăminte în ultimii 6 ani de zile. Așa. Pentru mine foarte important este fix zona asta de cum reușești după ce ai o echipă de tineri care un an de zile e efectiv pe baricade. De toate, de la faptul că sunt la primărie în fiecare zi ca să pună lucrurile să meargă, pentru finanțare, pentru proiecte comune, se întâlnesc cu comunitatea de business, creează proiecte, fac lucruri mari, lucruri pe care nu le-au mai făcut până atunci, cumva nu reușim peste tot
să facem ca vibe-ul ăsta să se ducă și după ce se termină proiectul de capitala tineretului. Și asta cumva, pentru mine, asta este cel mai mare regret, pentru că e o resursă care dispare cumva, știi? Și îmi dau seama că, uite, premiul de la BCR este de 50.000 de euro. Nu este o sumă fabuloasă, este fix o sumă care să-ți permită să ai o echipă care să lucreze un an de zile, care să se poată concentra un an de zile să facă proiecte. Aștia sunt niște bani pe care fiecare comunitate ar putea să investească într-o echipă de tineri care să ducă genul ăsta de proiecte și în afara CAPI, și în afara programului de capital a tineretului din România. Din păcate însă este un pic mai greu de coagulat, știi? Și pentru că nu avem genul ăsta de viziune, măcar pe termen mediu, dacă nu pe termen lung, nu facem genul ăsta de investiție și nu ne gândim să facem genul ăsta de investiție. Și te referi cumva la niște evenimente care să rămână și după momentul terminării. Și evenimente și pur și simplu spiritul ăsta de e un oraș pentru tineri, e un oraș care face lucruri pentru tineri. Ai nevoie de echipe de oameni care să vină și să-ți spună în permanență trebuie să facem lucruri pentru tineri. Și să ai oameni implicați în procesul ăsta. Știi, asta cred că este foarte important. Acum, evenimentele ele sunt ce da. Vezi, vârful icebergului. Uh-huh. E foarte important ce e sub nivelul mării, nu ce se vede deasupra. Ele ce se vede public, dar ca să ajungi acolo la chestia care se vede deasupra, toate mecanismele din spate. Și uite, un lucru care probabil nu neapărat de la Cluj, dar ce l-am învățat în toți anii ăștia, e că de multe ori presiunea se pune în implementare pe organizații tinere și pe tineri și cred că ar trebui să punem o presiune mai mare și o asumare mai mare și pe autoritatea publică locală și inclusiv și pe mediul de afaceri. Adică cumva să găsim acele mecanisme prin care se implică mai mult, intră într-un proces de co-design, de co-decizie. Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut prima oară în Cluj a fost și care de acolo, prima oară în Cluj în contextul unei capitale europene tineret, deci 2015 a fost prima oară când la nivel european am implementat sistemul de co-management. Ce înseamnă co-management? Că în implementarea programului decizia se ia împreună de către sectorul de tineret cu autoritatea locală, adică ownership-ul este comun, practic. Asta înseamnă, evident, o negociere tot timpul, dacă nu o să... Și asta e modelul pe care am mers mai departe în capitala tineretului în România. Deci aici, deși titlul e deținut de municipalitate, în speță de primărie, că așa funcționează legile în Europa și în România, primarul, instituția primăriei reprezintă orașul, în contextul capitalei tineretului în România, practic, deciziile se iau în co-management, în co-decizie. Și cred că în zona asta trebuie pusă mai multă presiune un pic. Înțeles. Aș vrea să vă mai întreb. Cât de mult v-a ajutat structura administrativă locală, județeană, națională și în ce mod au contribuit fiecare dintre ele? Primăria locală, Consiliul Județean, etc. În general? Da, în cadrul proiectului de capitală europeană pentru tineri. În 2015? În 2015, da. Primăria Cluj-Napoca a susținut considerabil atât cu resurse financiare, cât și cu sprijin logistic. De fapt, a fost principalul partener din partea autorităților publice și este în continuare. Deci, este un partener în continuare în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea de proiecte și programe pentru tineri, pe inovație, pe antreprenoriat. Important că tinerii sunt cumva susținuți atât din mediul administrativ cât și de ONG-uri, de tot felul de... Cel puțin în proiectul de capitale a tineretului peste tot, da. Pentru că este un proiect în care nu poți să aplici dacă nu există și se vede. Adică noi am fost și am văzut toate piciurile pe care le-au făcut toate orașele. Acolo unde a existat o relație bună între autoritatea locală și echipa de tineret, șansele de câștig au crescut foarte mult și nu pentru că influența prezența respectivă, ci pentru că pur și simplu se simte o echipă coezivă care va face... Se simte că au
un potențial. Exact, că vor lucra împreună, exact. Pentru că nu, dacă nu o să lucreze împreună, adică inclusiv aici, dacă nu o să lucrați împreună, probabil Federația de Tineri de Deva o să facă 7 evenimente pentru 50 de tineri la Casa Tineretului, primăria o să spună de 2 ori suntem capitala tineretului și niciunul dintre ei nu o să beneficieze în mod real de titlu. Dacă merg împreună, beneficiile sunt foarte, foarte mari. Sau de ceea ce vorbeam mai devreme, este vorba de echipă, să lucrăm exact, cu toții, astfel încât exact, succesul exact. Să fie unul da, da. Foarte important. Ce sfaturi aveți pentru ploiești și ce așteptări mai exact aveți de la Ploiești, Capitala Tineretului 2024? Prima mea așteptare este să implicați foarte mult mediul de business local. Asta este încă o chestie. E ceva ce ne-am dorit să facem foarte mult peste tot, e ceva ce nu ne-a ieșit foarte bine peste tot, pentru că e nevoie de un pic de efort. De obicei este mult mai simplu, adică ce observ este că organizațiile de tineret știu cum funcționează liniile de finanțare de la primărie, de exemplu, sau tot ce înseamnă linii de finanțare din zona publică, știu foarte clar. Este simplu, se întâmplă, aplic, știu formularul, știu pașii și tot. Și atunci nu-și iau deloc timp să creeze conexiune și cu mediul de afaceri. De foarte multe ori e un pic mai ușor să iei bani de la mediul de afaceri, pentru că evident că sunt niște reguli care trebuie respectate și acolo, adică dacă promiți că faci un proiect, trebuie să-l faci. Dar cred că birocrația e un pic mai mică și zona de deschidere pe care poți să o întâlnești în mediul de business ar putea să fie mult, mult mai mare. E adevărat că acolo trebuie să pui un pic de efort la început, să te duci, să-i cunoști, să înțelegi cine sunt, ce interese au, cum ai putea să-i agăți într-o discuție despre tineri. Dar cred că în acest moment toată discuția asta despre viitorul forței de muncă este esențială pentru orice angajator din România. Chiar dacă ai doar 2 angajați sau ai câteva mii de angajați, o discuție despre cum ne ținem forța de muncă aici ca să putem să avem un viitor fiecare dintre noi în companiile în care lucrăm este cel mai bun cârlig cu care putem să deschidem orice fel de discuție cu oricine din mediul de business privat. Deci asta este lucrul cel mai important pe care eu l-aș sfătui. Și ce o să facă foarte mult, adică apropierea de mediul privat, o să creeze foarte multă independență pentru mișcarea de tinere din Ploiești, ceea ce și independență și sustenabilitate în sensul de nu o să mai depinzi doar de una sau două surse de finanțare și o să poți să faci și lucruri pe termen lung. Și asta mie mi se pare extrem de important. Sfat foarte bun, foarte interesant mi se pare. Aș vrea să trecem puțin într-o altă zonă a discuției și să ne gândim puțin la ideea de interculturalitate, de spațiul european cumva. Credeți că este important ca tinerii să aibă conexiuni și cu alții din alte țări, de altă cultură, astfel încât să poată să cunoască și cei în afară? Este foarte important, adică este definitoriu. Să ne uităm și la ce se întâmplă în alte orașe din țară, ce se întâmplă în alte orașe europene, ce se întâmplă inclusiv pe alte continente. Cu cât avem acces la mai multe informații și ne uităm la modele, putem inova. Ce spuneam înainte, de multe ori soluțiile la problemele actuale, la nevoile actuale, undeva s-au mai întâmplat. Trebuie să avem capacitatea să facem un research, să ne uităm la modele de bună practică și apoi să inovăm implementându-le noi în funcție de specificul local și conectarea cu alte culturi, conectarea cu alte moduri de gândire, lucruri prin care evoluezi. Asta e clar și cred că se vede în România, nu? De când suntem parte Uniunii Europene, de când am început să ieșim mai mult din țară, că lucrurile sunt un trend pozitiv și astăzi, în contextul globalizării și a digitalizării, când orice comunicare este ușor accesibilă la un click distanță, la un buton pe telefon, aceste conexiuni sunt și mai puternice, iar schimbarea sau evoluția e și mai rapidă. Deci fără a fi conectați, nu putem să fim competitivi. Oricum nu mai putem fi. Deci fără a avea o viziune europeană și internațională, nu putem fi competitivi. Și orice oraș din România astăzi nu este într-o competiție doar cu alte orașe din România. Nu e că pleacă studenții la București, tinerii din Ploiești pleacă în București sau în Cluj, ci tinerii de azi pot să plece în orice alt oraș din
Europa, fiind membri Uniunii Europene, suntem într-o competiție practic cu cel puțin cu orice oraș din Europa. Și atunci trebuie să ne uităm ce oferă alte orașe tinerilor săi, ce oferă alte orașe din Europa în general, nu știu, comunității și să fim competitivi cu ei. Asta urma să vă întreb, cum îi facem pe tineri să revină acasă? Pentru că în momentul în care ei pleacă și văd ce este dincolo, se conectează cu alte persoane ușor-ușor, mergând la facultate, poate în alte țări sau în alte orașe, își fac și prieteni acolo și viața lor cumva se stabilește în acel oraș, în acea țară. Cum îi facem noi să se întoarcă? Cum îi motivăm să revină în orașul natal sau în România, în țara natală, de unde s-au născut? Cum facem tot acest demers? Pot să încep tu? O să zic, pun eu câteva cuvinte. Ce cred în general e că o persoană, mai ales un tânăr, cum ziceam, având în vedere toate lucrurile astea de interconectivitate ușoară, de faptul că putem călători, nu? Și călătorim din ce în ce mai mult, că inclusiv zborurile sunt mult mai accesibile, nivelul de trai a crescut încât să ne permitem, deja nu mai sunt diferențe atât de mari între o cafea în Cluj sau în Ploiești și una în Braga sau în Atena, Londra și în alte poate mai o mică diferență, dar suntem acolo. În orașele mari din România suntem la nivel european, deci putem să mergem oriunde. Lumea vrea, tânărul în general și cetățeanul în general, își dorește să fie confortabil în zona care stă. Ce înseamnă să fii confortabil? Să fii confortabil cu locuința pe care o ai, să fii confortabil cu prestigiu și cu banii pe care îi primești tu la job, să fii confortabil cu tot ceea ce se întâmplă în orașul tău, cu calitatea vieții pe care o ai acolo. Calitatea vieții pe care o ai derivă din mai multe lucruri. Deci derivă pe parte la partea de un job bine plătit, de o locuință, de zona de entertainment sau zona de a petrece a timpului liber, de sistemul de sănătate, de încrederea în general pe care o ai în oraș, în comunitate, în instituțiile statului. Și atunci, ca să reușim să ca cât mai mulți tineri să rămână în orașele noastre, ca să-și atragem pe cei care au plecat în față, trebuie să oferim încredere în comunitate și să oferim această stare de bine în orașele noastre, cum am zis, pe diverse mecanisme. Și ce important e să le facem împreună, că degeaba stăm și ne gândim, nu știu, se gândește o autoritate publică sau un grup de experți sau altă lume, ce înseamnă să fii confortabil la tine acasă sau ce înseamnă o calitate a vieții crescută, dacă acest lucru nu-l facem împreună prin dialog și prin codecizie. O persoană care ia parte la dezvoltarea unei strategii a unui oraș sau e consultat despre ceea ce își dorește în orașul tău, înseamnă că e o persoană care în primul rând își imaginează viitorul în acel oraș. În momentul în care ești parte la o decizie, îți dorești să vezi și cum se implementează acel lucru. Deci în general să reușim să fim mai deschiși, să ne uităm care sunt principalele nevoie ale tinerilor. Și cumva să facem tinerii să se simtă parte din comunitate, să simtă că pot să aducă o schimbare și să vizualizeze cumva viitorul. Să-și imagineze viitorul lor în orașul, în țara respectivă, jobul lor, viitorul job și să găsească acolo ceea ce își doresc până la urmă, nu-i așa? Da. Cam asta ar fi resumatul. Din punctul tău de vedere, Nicoleta, cred că Tudor a punctat toate lucrurile și eu știu că, adică, mi-e foarte greu să mă pun neapărat în papucii tăi și să-mi dau seama ce te-ar face pe tine să te gândești aici, doar de așa, din studiile foarte multe pe care le-am citit de-a lungul timpului, toți oamenii sunt motivați mai ales de impact. Ok, e o variantă, adică poți să le ai pe toate, gata, un sistem educațional perfect, un sistem de sănătate impecabil, joburi, un oraș care să arate frumos, că noi mai avem o problemă foarte mult și e legată de chestia asta. Orașele noastre nu sunt frumoase, știi? Adică nu îți place plăcere să te duci și pur și simplu să te pierzi pe străzi plimbându-te. Avem și orașe frumoase. Avem, dar puține, adică comparativ și cu puține și de fapt mai degrabă avem câteva zone frumoase în niște orașe, știi? Dar cred că care este șansa noastră foarte mare într-o situație de genul ăsta, pentru că mai presus de toate lucrurile astea, oamenii își doresc impact.
Și atunci este să implicăm pe toți și să-i facem parte din a crea comunitatea pe care ne dorim. Și cred că de fapt asta este ceea ce le putem oferi tinerilor în acest moment. Să le spunem ok, poate nu putem să-ți dăm un job la fel de bun ca în orașul respectiv, poate nu putem să-ți dăm o calitate a vieții pe care poți să o ai în orașul respectiv, oriunde din lumea asta hotărăști tu să te duci, dar dacă vii aici, poți să faci ceva care va rămâne și care o să vezi o schimbare reală, adică efortul tău va însemna ceva pentru toată comunitatea și pentru viața întregii comunități. Și pe care va conta cu adevărat, practic. Exact, exact. Și ce cred că aici este o discuție pe care mie mi-ar plăcea să o avem la un moment dat un pic mai mult. Lucrurile astea se pot întâmpla și în acest moment suntem într-o perioadă cu extraordinar de multe oportunități. Cred că trebuie să fim doar un pic mai curajoși și să începem să ne uităm la oportunitățile astea și să începem să construim. Știi, ne uităm cu mare jind în afară, că sunt tot felul de tineri care își creează o mică comunitate în jurul lor și din comunitatea respectivă reușesc să facă un centru comunitar. Din centru comunitar adună, I don't know, toți artiștii care pictează pe pânze galbene și se creează comunitatea artiștilor care creează pe pânze, care s-a creat în jurul unui om. Omul respectiv a pus energie, știi, și cumva toți ne dorim. Ei, lucrurile astea le putem face și la noi aici, adică suntem într-un moment în care avem și din nou, România este într-un moment în care are acces la finanțare. România este într-un moment în care are o dezvoltare economică și o perspectivă de creștere semnificativ peste media orașelor europene. România este într-un moment bun din toate punctele de vedere, mai ales asta care ține de zona economică. Ține doar de noi și de munca în partea fiecăruia dintre noi să luăm toți banii ăștia care cumva sunt în jurul nostru și să-i punem la treabă în așa fel încât să ne facem comunitate un pic mai frumoasă. Știu că lumea se uită un pic ciudat la mine când spun sunt bani, unde sunt, că nu sunt pe stradă. Da, evident că nu sunt pe stradă, dar hai să învățăm să scriem un proiect, hai să învățăm să căutăm pe internet, pe orice variantă de motor de căutare vreți voi, ce variante de finanțare avem pentru ideile pe care le avem. Haide să vedem cum putem să mai mobilizăm încă 100 de oameni din jurul nostru să ne dea câte 100 de lei pe lună ca să ne susțină ideea, sau 50 de lei pe lună. Gândiți-vă că dacă fiecare dintre noi am avea 100 de oameni care să ne dea 50 de lei pe lună, ar fi deja 5.000 de lei. Cu 5.000 de lei pe lună este un început foarte bun să faci ceva pentru tine, pentru comunitatea ta și tot. Lucrurile astea le putem face, pentru că în acest moment România a ajuns într-un punct în care oamenii își permit să dea 50 de lei pe lună ca să susțină proiecte comunitare, doar că cineva trebuie să mobilizeze toate resursele astea. Nu zic că este neapărat ușor, dar asta este... Vorba de curaj, de inițiativă până exact. Da, și exact. Tinerii au această energie specifică vârstei și curajul de a investi timp în zona asta. Că elementul central e apartenența probabil la comunitate, la un lucru care poate, care nu e competitiv cu altceva. Dacă tu simți apartenență la o comunitate, te implici în ea și îți place să stai acolo, chiar dacă ai anumite minusuri. Și uite, de exemplu, sunt anumite studii pe care le facem acum și care ne arată că decizia de a pleca din țară, de exemplu, nu e neapărat pe nivelul salariului. În anumite zone, uite, la tinerii medici, de exemplu, discutam cu ei de curând, salariile în România, acum, în zona medicală pentru medici, e destul de crescut. Adică este cât de cât în regulă raportat la costul vieții. Că deși, nu știu, în alte orașe, probabil, salariile sunt mai mari și costul vieții e mai mare. Și atunci, corect este să te uiți la raportul ăsta. Ce faci cu banii pe care îi câștigi, ce îți permiți să faci cu ei. Și lucrurile pentru care ei de multe ori decid să părăsească orașele sau țara țin de alți factori. Și aici soluția e să învățăm să lucrăm mai mult împreună. Ce ziceam înainte de orgoliu și să nu mai avem, nu știu, așteptări ca să vină primăria să ne curețe zăpada din fața blocului sau din fața curții. Deci cumva să ieșim din zona de a sta în tribună și să vedem, să mergem împreună, să avem răbdare, să fim perseverenți cu ceea ce ne dorim și deschiși de a lucra împreună.
E practic o schimbare de mindset, dar eu cred că e posibil și la tineri chiar sunt convins că e posibil și o văd. Adică văd că lumea e în ce mai deschisă, că acceptă idei noi, că acceptă să se implice. Mai trebuie cât un pic de perseverență și de susținere. Eu cred că tinerii de astăzi reprezintă un viitor pentru țară și sper din suflet să fie cât mai mulți în țară. Și să avem un succes destul de mare, incredibil chiar, astfel încât să putem să ne ducem la capăt tot ceea ce ne propunem, practic, și să dezvoltăm cât mai mult și orașele și țara în sine, atât pe plan cultural cât și economic. Acum aș vrea să vă întreb ce proiecte de viitor aveți fiecare, pe plan personal, pe plan de BCR sau Federația Tinerilor din Cluj. Eu tocmai mi-am terminat mandatul de președinte, acum suntem în procesul de tranziție. Cu siguranță în următoarea perioadă și următorii ani o să îmi dedic timpul pentru a investi în proiecte inovatoare care cumva schimbă viziuni. În general, asta e clar zona în care o să mă duc. Pe de altă parte, eu am și sunt antreprenor, am și compania mea și o să investez mai mult în zona aia. Deci îmi văd viitorul în România, în principiu în Cluj, dar nu exclud și alte zone sau alte orașe și îmi place mult mediul rural. Deci îmi doresc să iau o căsuță mică și din lemn. Cu palinchit acolo să... Da, da. Ca să poți să mergi. Că acum ai conexiune la internet, deci poți... România nu are una dintre cele mai bune conexiuni la internet. Poți lucra din vârful muntelui. Chiar am experimentat 5G, 4G pe munte. Deci e la un clic distanță tot. 6 luni pe an poți să stai frumos la munte, în natură. Da, și pe mine mă tentează foarte mult ideea aceasta de a lucra cumva online de pe calculator, astfel încât să pot să merg în diverse orașe, țări, să călătoresc. Era personal, știi? Personal. Da, tot așa pe plan personal. Și legat de tine, Nicoleta? Mie îmi place foarte mult interacțiunea cu oamenii, recunosc mai mult și de asta mie îmi place să simt așa vibrația orașului, să fiu în centru, să fiu în centru orașului, de obicei. Mie îmi place să călătoresc foarte mult și am planuri în continuare să călătoresc, asta o să fac. Și pentru că mi se pare că ajută foarte mult, adică pur și simplu îți arată că lumea asta are atât de multe variante, oportunități, idei, încât este pe anul ăsta în ianuarie am fost în Namibia, țară din Africa. Dar ok, este mai săracă decât România, dar are un vibe aparte, știi? Adică poți să-ți dai seama că pur și simplu oamenii pot să fie fericiți în multiple variante și în multiple și multiple contexte, ceea ce îți dă foarte multă, nu știu, speranță pentru viață. Am mai fost și în orașe mult mai civilizate, mult mai evoluate, mult mai dezvoltate decât noi și acolo vezi, știi, același gen. Important este să înțelegi că suntem extraordinar de diferiți, dar fiecare este bine în felul lui, știi? Și fiecare își dorește să-i fie un pic mai bine în felul lui. Și cred că asta este o filozofie de viață care te ajută foarte mult să rămâi pur și simplu deschis. Iar pe plan profesional, practic, provocarea cea mai mare pe care o am în următoarea perioadă este să duc programele de educație ale băncii comerciale române la de 5 ori mai mulți oameni decât am făcut-o până acum. Dacă în acest moment ajung cam la 100.000 de oameni pe an, de la anul vreau să ajung la 500.000 pe an, pentru că cel puțin partea asta de educație financiară este clar că e extraordinar de importantă să-i ajute pe oameni să poată să aibă o viață mai bună. Și este o discuție grea, e o discuție complicată, nu este ca și când îți ajunge o discuție de jumătate de oră cu cineva și gata, viața ta financiară se îmbunătățește cu totul. E nevoie de foarte, foarte mult efort și asta este ceea ce voi face, pe asta mă voi concentra în următoarea perioadă. Plan foarte bine pus la punct. Vreau să mă întorc la subiectul acela pe care l-ai abordat legat de fericire. Eu consider că este cumva subiectivă toată treaba aceasta și că depinde de modul în care vedem noi lumea. Evident. Cred că este foarte important să vedem lumea din mai multe perspective. Știi? Adică evident că este foarte importantă perspectiva fiecăruia, doar că de foarte multe ori spunem ok, asta este perspectiva mea și asta este ceea ce contează și corect. Da, așa e, doar că trebuie să nu uităm un lucru foarte important. Oamenii evoluează. Cum ești la 15 ani, nu mai ești nici la 20, nici la 25, nu mai ești cum ai fost la 20 și tot așa.
te schimbi și atunci ca să ai întotdeauna opțiuni deschise și, cum să zic, viața vine peste tine cu foarte multe lucruri, foarte multe lucruri. Vine cu contexte care te fac de multe ori să-ți schimbi și valorile tale personale. Vine cu oportunități care la fel uneori îți schimbă direcția. Ca să poți să iei cei mai buni din toate pentru tine, trebuie să ai o minte deschisă, trebuie să lași loc lucrurilor să vină către tine și să le înțelegi. Asta mi se pare extraordinar de important. Și da, cred că fericirea este o chestie foarte personală, dar cred că avem fiecare dintre noi datoria față de noi să fim fericiți. Să fim fericiți, și să fim deschiși despre ce înseamnă fericirea. Să găsim fericire. Exact, exact. Aș vrea acum să le transmiteți câte un mesaj fiecare celor care se uită la acest podcast legat de Capitala Tineretului 2024, legat de planurile pe care vreți fiecare dintre voi să le implementăm Eu în acest proiect. Vreau să invit pe toată lumea să se implice în Ploiești, Capitala Tineretului din România 2024. Sunt convins că sub orice formă, fie că dau un simplu follow pe Instagram sau un share la unele dintre activitățile pe care le faceți, sau că devin voluntari ai voștri, sau nu știu, că donează, că fac lucruri de genul, în orice formă, în orice mecanism, e o formă de apartenență la comunitate și la viitorul orașului. Deci dacă vă pasă de Ploiești, fiți alături de echipa Capitalei Tineretului în România, Ploiești 2024, prin orice formă considerați că puteți sprijini. Foarte interesant. Și tu, Nicoleta? Din partea mea, fiți un pic mai curajoși decât sunteți deja. De fiecare dată când vă gândiți la ceva, gândiți-vă, ok, și ce aș putea să fac un pic și mai mult decât asta? Pentru că cred că asta este foarte important, să facem extra pasul ăla în plus, pentru că asta ne va ajuta să facem și mai mult. Pentru că de foarte multe ori, extra pasul ăla nu înseamnă mai multă energie, nu înseamnă mai multe resurse economice, înseamnă doar pur și simplu un pic mai mult curaj. Am gândit mare, hai să gândesc un pic și mai mare, că s-ar putea să am mulțumirea de sine să fie mult mai mare, știi? De acord, și sunt sigură că acest proiect de Ploiești, Capitala Tineretului 2024 va avea un succes incredibil și sper din suflet să impacteze cât mai mulți tineri. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și pentru toate informațiile pe care ni le-ați împărtășit astăzi și aș vrea să vă mulțumesc și vouă, celor care ați vizionat acest podcast. Și să vă spun și că Ploieștiul nostru are acum și pagină de Instagram, așa că ne-ar ajuta foarte mult un follow. Se ocupă în principiu cu promovarea evenimentelor, este cumva o pagină de știri, așadar un follow ne-ar ajuta foarte mult. Vă rog să urmăriți și celelalte podcasturi, iar pentru moment, la revedere!